Dragi pești, bine ați venit la horoscopul lunii iulie. O lună în care o să simțiți niște evenimente foarte interesante, pe mai toate planurile, de altfel. Prin zodia voastră știți foarte bine, de luni de zile sunt două planete foarte importante, Saturn și Neptun, și ambele vor intra în legătură cu alte planete, și aici mă refer la planetele din RAC, încât este o perioadă cu un tumult emoțional foarte profund. Vă simțiți altfel, ciudat, emoționați, fragili, sensibili, romantici, puneți aici toate emoțiile pământului care pot exista. Toate sunt în curtea voastră. Sunteți ca o apă, o mare, în care se scaldă peștii voștri, dar marea asta poate fi de toate felurile. Și mare lină, și mare caldă, și mare rece, și mare tulburată, și mare adâncă, și mare... Mamă, câte tipuri de mări pot fi și toate vă vizează pe voi, încât voi puteți trece prin tot felul de stări. Și mai plăcute și mai puțin plăcute. În general, plăcute. Vom vorbi imediat despre dragoste, că poate fi una din principalele aspecte, dar va veni și un moment în care o să vă simțiți bizar, pentru că Saturn de la voi din Zodie, pe lângă faptul că a intrat în retrogradare, hai, nu e așa de important, și Neptun, ambele planete vor fi retrograde la voi în ogradă, nu atât de important, dar Saturn va forma undeva în ultima decadă a lunii o opoziție cu Marte din Fecioară, o opoziție care așa, în această combinație, n-a mai avut loc din 1995. Are conotații conjugale foarte tare, dar parcă și pe pielea voastră o simțiți foarte tare. Poate fi o mare provocare pentru sufletul vostru, pentru viața voastră în general. Apele în care vă scăldați se mișcă un pic. Poate aveați nevoie să se miște, poate din anumite puncte de vedere viața voastră devenise o apă stătătoare și vroiați acolo un vârtej acolo de apă care să pună ceva în mișcare. Și poate să apară o astfel de provocare la care trebuie să puneți suflet, să se remedieze situația cu pricină, care poate avea conotații conjugale în principal. Și iată că acum începem să vorbim despre iubire, că e probabil zona cea mai activă a voastră. Zona iubirii este acoperită de RAC, care încă din luna iunie, din ultima decadă, s-a activat foarte tare odată cu intrarea aici și a Soarelui și a lui Mercur. Mai mult decât atât, undeva la sfârșitul lunii iunie, dar cu trimitere spre luna iulie, cele două planete au fost și în conjuncție, primind de la Saturn, de la voi din Zodie, un trigon de zile mari care nu s-a mai produs de o grămadă de timp, cam de atunci, de prin 95 pe semne, și care vă pune inima pe jăratec foarte tare. Unii vi se întoarce o iubire din trecut, s-a întors sau se întoarce, vă uitați foarte mult la trecut. Ce faceți cu ori o altă iubire, o duc mai departe, o repar, o las baltă, ori pe lângă o iubire pe care o aveți, să nu cumva să fie apărut o altă ispită la orizont de natură sentimentală și care vă pune într-un astfel de dubiu. Mulți sunteți ca într-o răscruce în perioada asta. Bun, și eu ce fac? Trecutul sau viitorul? Cine contează? Unii poate în ultima vreme ați cunoscut foarte multe persoane, planul relațional a fost de natură karmică pentru voi, mulți oameni care v-au trecut prin cale cu diverse roluri în ultimul an și jumătate au fost karmici, foarte posibil printre aceștia să fi fost și sufletul pereche. Dar ce te faci dacă sufletul pereche apare când deja există un suflet în viața voastră? Unii ați fost, sau poate chiar acum, sunteți puși într-o astfel de situație delicată. Încă o iubire paralelă. Simțiți că nu cel cu care sunteți, cine știe de cât timp e acela, ci credeți că există altcineva sau poate chiar apare altcineva. Aici, în RAC,
Are loc și faza de lună nouă, racul fiind zona iubirii pentru voi. Pe 17 iulie va fi faza de lună nouă care, da, poate să aducă un nou început. De ce nu? Și o nouă iubire dacă asta căutați. Dar asta e problema, că este o perioadă în care dualitatea planează. Jocul pe două fronturi. Într-o relație mai apare alta. Sau chiar și voi puteți fi ispită pentru cineva. Altcineva are două persoane în viață și voi sunteți una dintre ele. E, aici este problema. Cine contează? Relația cea mai veche, cea mai din trecut, cea care are rădăcini, sau cea nouă care se conturează sau poate chiar s-a și clădit într-un fel sau altul? Unii sunteți într-un astfel de moment de decizie, de alegere. Eu cu cine votez? Mă întorc la fosta sau mă duc la viitoarea, nevasta sau iubita? Unii, evident, nu toți peștii de acum joacă pe două fronturi, dar unii ați avut în ultima perioadă așa niște momente de astea de claritate, de dorință de claritate, mai bine zis. Parcă nu mai puteți juca așa pe două fronturi, parcă nu puteți să vă mai ascundeți, parcă nu puteți să împărțiți și capra și varza. Și vreți să alegeți, dar vreți să alegeți cu rațiune pe cât posibil, mai puțin cu emoție, că voi sunteți într-o perioadă în care emoția dă în clocot și sub imperiul emoției vă e teamă să nu creați o furtună în viața cuiva, în sufletul vostru, în sufletul altei persoane. Există iubirea în peisaj. Ar trebui să fie iubiri wow pentru unii, chiar iubirea aia colosală pe care o căutați de viață, posibil pentru unii. Dar problema e pentru cei care deja mai aveți ceva acolo în trecut. O căsătorie, copii, o altă relație. Că voi sunteți cei mai tare dați peste cap. Unde e loc de noutate, nu o să fie nicio problemă. Vă veți arunca în iubire fără să stați pe gânduri. Că da, se poate și asta. Să fiți și printre cei norocoși, absolut. Deci nu înseamnă că toți acum aveți ispite la orizont sau ghiulele de picior sau ceva de genul. Nu, unii sunteți și cu terenul liber. Pregătiți pentru un nou început datorită lunii noi. Nu o să stați pe gânduri. Dar alții aveți niște dubii. Unii poate aveți dubii chiar și față de aceste persoane. Noi care apar, chiar dacă sunteți total disponibil, unii parcă vă gândiți, dar oare, nu cumva? Unii vă puneți întrebarea, ailaltă frumoasă, oare persoana asta care mă atrage, îmi place, mă simt bine, uite ce momente minunate trăim împreună, oare nu cumva e predestinat, oare nu cumva el e sufletul pereche? Unii n-aveți răspuns la această întrebare. Și probabil căutați răspunsul. Și probabil va și veni răspunsul într-un fel sau altul, să vă clarificați odată pentru totdeauna ce relație este asta. Dar trecutul pentru unii. Voi sunteți așa parcă la răscruce între trecut și viitor. Și deci în prezent trebuie să vă concentrați pe clarificare. Ori să o rupeți cu trecutul ca să vă concentrați total pe viitor, ori vă trage trecutul foarte tare înapoi și totuși este o perioadă cu iz ultimativ pentru voi din punct de vedere sentimental. Acest trecut pe care sunteți dispus să-l tăiați odată pentru totdeauna este generat de două opoziții care se formează în această perioadă cu cele două planete din Rac în zona iubirii și cu Pluto întors în Capricorn. Două opoziții, odată pe 10 și odată pe 20 ale lunii, dar clar se poate simți toată luna, când cele două planete din zona iubirii formează ultimele opoziții cu Pluto pe această combinație din toate timpurile. De-aia am zis că este ultimativă. Pentru unii care n-ați rupt-o cu trecutul și poate asta încercați de ani de zile, poate veni momentul ăla de gata, m-am decis, nu mă mai uit înapoi. Viitorul contează. Ce-o fi însemnând viitorul? Dar aici probabil e vorba de relații delicate, dificile, toxice, dependente, obsedante. Acolo sunteți pregătiți să puneți punct toxicității. Alții alegeți ispita. Unii sunteți într-un astfel de moment de tăiat cordonul care vă lega de trecut. Nu mă mai uit la trecut. Ce-o fi trecutul ăla?
O fostă căsnicie, o fostă iubire, iubirea vieții mele, dar dacă nu se conturează, nu merge în direcția care trebuie, nu are fundament, nu primesc nimic de la celălalt, ce să mai aștept? Tai, domnule, ies, rup. De-aia unii veți tăia complet cu trecutul. Și bine ar fi. În timp ce alții vă aruncați și într-o poveste frumoasă. Este loc și de poveste minunată. Norocoșii. Norocoșii vor trăi momente colosale cu cupa aia de emoții dând pe afară. Trăiți lucruri pe care le trăiți extrem de rar. Gândiți-vă că acest trigon minunat de apă nu s-a mai format. Poate unii acum 30 de ani nici nu erați născuți încă. Sau alții care, hai să zicem, în 95 erați într-un moment în care puteați iubi, poate doar atunci să mai fi trecut prin ceva similar. Și de-aia unii simțiți că e sufletul pereche, că e un om din altă viață, că îl cunoaște de undeva, că de ce mă simt așa, că simt ceva bizar față de omul ăsta. Este, dau o mână destinului acolo care își lasă amprenta peste unele din relațiile vieții voastre, printre care, evident, poate să fie vorba și de iubire. În ce privește căsnicia, și acolo v-am spus câte ceva, pentru că zona căsniciei pentru voi este acoperită de fecioară, unde se vor activa niște planete. Va intra Marte în acest sector pe 10 iulie, iar la sfârșitul lunii vine și Mercur. Și Marte, vă spuneam că va avea o poziție la un moment dat de acolo din fecioară cu o planetă din zodia voastră. O poziție care nu s-a mai format din Șia, din 95. Deci, vedeți, sunt aspecte care vizează viața de cuplu care nu s-au mai produs de aproape 30 de ani. Dar nu doar. Marte, acolo în Fecioară, este odată ușor blocat de Saturn și e posibil unii să aveți niște momente delicate în căsnicie. Nu reușiți să fiți pe aceeași lungime de undă. Trebuie să clarificați niște lucruri, niște blocaje, niște probleme de comunicare. În timp ce alții, același Marte va primi un trigon foarte bun undeva la sfârșitul lunii de la Jupiter din Taur. Din nou un aspect extrem de rar. Marte de acolo din zona căsniciei, iată, primește două aspecte care nu s-au mai produs, unul de vreo 12 ani, altul de aproape 30 și care vă obligă să luați decizii. Să spuneți ce ați decis în legătură cu căsnicia voastră. Unii să vă hotărâți acum. Dacă tot ați rupt-o cu trecutul, ați ales pe cineva, gata, ea e, el e, nu mă mai uit în altă parte, unii vă gândiți foarte serios dacă nu cumva e vremea să faceți pasul următor către formarea unei familii. Da, se poate lucrul ăsta. Poate pentru unii apare un copil, e pe drum și vă obligă cumva să vă grăbiți să faceți o căsătorie. La alții, asta vreți, pentru unii cu Saturn în zodia voastră. Aveți sentimentul ăla că vă uitați cum tică e ceasul, ceasul biologic. Ori, vezi că trece timpul, tu ce aștepți? Ar fi vremea să te așezi și tu la casa ta, să faci copii, să te însori, să chestii de genul ăsta, pe când alții vă grăbiți un pic. Nu mai aveți răbdare. Dacă tot mi-am găsit jumătatea, ce aștept? Și asta poate să vă arunci așa deja în nivelul următor, l-a mutat împreună, l-a făcut copii, da, de ce nu și la căsătorie, dar și alții au rezerve. E, rezervele vin de la această opoziție dintre Marte și Saturn undeva în ultima decadă, care pe unii vă ține pe loc opoziția asta. Mai ales dacă e vorba de să mă despart sau nu mă despart, aveți o rezervă. Să mă căsătoresc sau să nu mă căsătoresc, aveți o rezervă. E momentul, nu e momentul, cred că cuvântul e momentul. O să îl spuneți voi de foarte multe ori când o să vină vorba de niște aspecte legate de căsătorie, decizii de căsătorie, declarații de căsătorie, cereri de căsătorie, răspunsuri la cereri în căsătorie, orice alt fel de responsabilități de cuplu care e nevoie cineva să spună ce a ales. Dar voi aveți o rezervă. Oare e bine, oare e momentul să mai aștept, să mai amân? Timpul, da, timpul va fi un fel de mic inamic, ori trecând mai lent decât v-ați dori, ori simțiți că se mișcă roata asta și trebuie să vă hotărâți odată. Dar se vor lua și decizii majore în plan sentimental, de cuplu, dar care sună bine în cele din urmă. Chiar dacă acum poate e o perioadă de furtuni, de tulburări, de turbulențe, mai bine zis,
emoționale, în cele din urmă, foarte probabil se vor așeza lucrurile în plan și sentimental și conjugal, chiar începând cu această lună. Hai să vedem cum stați cu munca, pentru că și aici este activitate. Zona locului de muncă este foarte activată de câteva luni bune. Și aici vorbim de zona leului, acolo unde încă din luna trecută, țineți minte, puteți vedea din nou ce am spus la serviciu, la secțiunea serviciu muncă în luna iunie, că se menține atmosfera de acolo. O atmosferă mai tensionată, mai riscantă pe aici, pe acolo, mai turbulentă. Că aici va fi cea mai mare vânzoleală de planete. Vor trece patru planete, practic toate planetele rapide trec prin zona leului în luna asta. Două deja se aflau acolo încă din lunile anterioare, din mai, din iunie, iar luna asta mai trec două. Vine și Mercur în trecere pe acolo și va veni și Soarele în leu pe parcursul acestei luni. Acolo se adună mare încărcătură de preocupare, de foc, de energie. Vă concentrați atenția spre ceva la serviciu. Unii spre ceva delicat, niște complicații, niște tensiuni, niște neînțelegeri, niște probleme care trebuie rezolvate, alții dimpotrivă, dorință de afirmare, dorință de ieși în evidență. De fapt, încă sunteți sub influența lunii pline de luna trecută, din iunie. Luna plină de luna trecută a avut loc în Săgetător, ceea ce înseamnă pentru voi zona carierei. Poate atunci ați fost într-un moment de apogeu și acum ce trebuie să faceți decât să păstrați energia acelei luni, dar cu multe provocări și în perioada asta și din păcate și luna viitoare. Toată vara sunteți într-o zonă tensionată în ceea ce privește jobul, dar care nu fac altceva decât să vă provoace, să vă stimuleze, să dați ce aveți mai bun din voi, să arătați ce aveți mai bun în voi. Ce ați învățat în tot acest timp, ce ați acumulat, pentru că voi de vreun an și ceva încoace, acumulați, vă dezvoltați, creșteți. Ați mai pus câte ceva, ați mai pus câte ceva la construcția asta voastră din punct de vedere profesional. Și trebuie să puneți în lumină sau la treabă tot ce ați învățat. Dar luna asta e încă tensiune acolo. Pot apărea rivalități, competiții, o oarecare ostilitate, apar alții mai buni în peisaj și trebuie să dați în coate, să-i dați la o parte pe acei oameni mai buni. Da, un dram de adversitate cu păreri foarte diferite de ale voastre. Vreți să vă afirmați că Leo asta vrea. Leo e demonstrativ, Leo trebuie să arate la ce e cel mai bun. Leo, pentru că acolo aveți voi zona locului de muncă, nu că sunteți voi lei. Energia Leoului, la asta mă refer. Când vine vorba de atâtea planete în sectorul muncii și care nu o să mai fie, doar acum, iunie, iulie și august sunt maximum de planete aici, acum e momentul să trageți, dar e greu. Tot ce faceți acum e și cu un recul, e și cu o frână trasă, e cu lupta. Tot ce reușiți e cu lupta, dar reușiți, asta e important. Mulți simțiți că evoluați, mulți simțiți că crește din ce în ce mai sus, că vă arătați valoarea, că ați arătat-o și lunile anterioare și faceți asta în continuare, dar nu este un drum lin și deschis, e cu bătaie, cu povârnișuri, e cu care pe care, cu comparații, voi versus altcineva alături, să demonstrați cine e cel mai bun. Și vor fi și momente de complicate din punctul ăsta de vedere, dar și un sentiment de ala de creștere, de reușită de a arăta, de a vă arăta că sunteți specialist într-un anumit plan, că sunteți cel mai bun într-un anumit plan. Energia leului asta cere. Arată că ești de top, arată că ești cel mai tare. Dar și cine e pe val poate avea și rivalități, poate avea și oameni care vor să-l dea jos de acolo, de unde s-a... Deci cu cât vreți parcă să vă arătați, cu atât apar și rivale sau inamicii sau hopurile. Nu înseamnă că trebuie să stați în banca voastră modest și să nu arătați cât de bun sunteți. Dar cu cât e mai mare miza, funcția, poziția, reușita, ce vreți voi să atingeți, cu atât mai mari sunt hopurile, piedicile, încercările, testele, contradicțiile, tensiunile din jur. De ce? Ca să demonstrați cât de tare sunteți. Că voi aveți un aliat, îl aveți pe Saturn. Saturn vă dă rezistență, vă dă maturitate, vă dă înțelepciune, vă dă tot ce aveți nevoie să reușiți în ceea ce v-ați propus. Dar poate unii v-ați propus și niște lucruri wow, colosale, niște
ambiții foarte mari, un job nemaipomenit, o funcție nemaipomenită și nu e ușor de ajuns acolo. Mai ales dacă mai sunt și alții care vizează aceleași lucruri. Deci trebuie să vă adunați bine forțele cu maximă încredere. Că vor fi suficienți oameni care taman la încrederea în voi o să acționeze. Tu nu poți, nu-i momentul, stai pe loc. Chestiile astea care pe unii vă pot fragiliza la capitolul stimă de sine, valoare personală. Măi, mi-a zis că nu. Înseamnă că nu pot, înseamnă că nu sunt bun, înseamnă... Nu, dimpotrivă, este o perioadă în care tocmai asta voi trebuie să luptați cu toți inamicii ăștia din jur. N-au decât să vă țină pe loc și să treceți peste ei. E o perioadă în care apa trece, pietrele rămân. Voi sunteți apa care trece peste acești bolovani, că unii anume se pun contra. Va fi un Venus retrograd, vor fi o grămadă de conjuncții cu Lilith acolo în sectorul locului de muncă. Deci probe peste probe, nici nu pot să spun la câte zile una. Dar deja sunteți rodați încă din luna iunie, că și în luna iunie au avut loc. Quadraturi, ce să mai vorbim? Multe negații, nu se poate, nu acum, nu ești tu persoana, nu poți. Multe nu-uri vor veni. Dar nu sunt altceva decât provocări să scoateți leul din voi, energia leului din voi. Nu peștele cu minte. Și leul ăla luptător care se așează pe piedestalul lui cu încredere maximă în ceea ce poate. Cu tupeu, da, cu un ram de tupeu, cu ego, cu egocentrism, cu orgoliu, cu mândrie, cu tot ce vă așează acolo deasupra altora. Să vă arătați supremația față de alții, aturile. Cu ce sunteți voi mai buni decât altul cu care vă bateți? Că aveți rivali. Vor și alții același lucru. Dar puteți să-i depășiți cu brio prin altceva ce alții n-au. Da, poate și prin tupeu uneori sau prin a nu ține cont de toate aceste nu-uri. Dar e greu, din punct de vedere al profesiei, al jobului, veți simți o mare frână trasă sau o ghiulea de picior sau o mare zid așa care parcă nu vă lasă să înaintați. Luna asta, deja de luna viitoare, lucrurile stau altfel. În ceea ce privește banii, nu prea am ce să vă spun, decât că zona banilor este acoperită de berbec, unde de ceva vreme nu mai trece nicio planetă, de prin mai încoace, când a părăsit Jupiter sectorul banilor, dar luna asta totuși se întâmplă ceva, și anume, pe 13 iulie, axa nodurilor lunare, care până acum a fost pe axa cunoașterii, a învățării, a studiilor, a acumulării de informații, trece nodul nord în berbec, ceea ce înseamnă banii. Ei, începeți o școală. Voi intrați la o școală de afaceri sau o școală de financiară în care veți învăța valoarea banului cu totul diferit. Dar, de fapt, valoarea banului înseamnă valoarea voastră. Va fi o perioadă în care, iată, toată lupta aia pe care o veți da voi pentru a demonstra că sunteți cel mai tare din parcare, o să aibă și conotații financiare. Cine reușește să se așeze acolo pe pedestalul meritat, clar va câștiga mai bine. Ambiția este cea care atrage mai mult câștig, superioritate, bogăție, de ce nu? E o perioadă în care mai degrabă sunteți tentați să cheltuiți decât să vină bani. Tocmai de aia fiți foarte prudent la capitolul cheltuit. Da, poate aveți un bănuț, poate câștigați ceva, dar sunteți un pic cam risipitor, cam cheltuitor și s-ar putea să generați niște dezechilibre în plan financiar din cauza impulsivității. Mamă, ce-mi doresc vacanța asta, mă duc, nici nu mă uit la bani. Și când vă întoarce să vă treziți că a fost un pic cam mult decât vă puteați permite. Dar, deci mai degrabă cheltuieli. Dar începe, odată cu nodul nord mutându-se aici în berbec, începe o perioadă de un an jumate, nu doar luna asta, în care veți învăța pe pielea voastră un pic. Ori cât bani faceți, cât meritați, că puteți merita și mai mult de atât sau că puteți obține mai mult decât atât, ceea ce înseamnă, cine știe, o schimbare de strategie. Vreți mai mult, se poate mai mult, am nevoie mai mari decât înainte, dar cred că vine mai degrabă din pot mai mult sau merit mai mult. Vă veți privi într-o oglindă foarte serios și o să ziceți, nu ăsta e nivelul meu pe care îl merit, financiar vorbind. Este altul.
Și veți căuta, nu azi, nu mâine, un an de zile și ceva de acum înainte, să creșteți, să schimbați, să începeți ceva nou. De ce nu un job nou care să vă aducă niște bani noi, o activitate pe cont propriu, de exemplu, o afacere, un business. Foarte posibil unii de vreun an de zile să vă gândiți la asta și mai aveți timp până la anul, că o să mai fie niște evenimente acolo într-un sector al business-urilor și sunteți gata să vă aruncați într-o afacere proprie. Și de aia începe să vă gândiți la o strategie. De unde să scot bani? Merit mai mult? Nu neapărat luna asta. Dar acum se nasc niște idei acolo. Nu aveți o stare de aia de entuziasm, de dorință de altceva, de noutate, să vă apucați de ceva, să acționați. Deocamdată e dorința, poate încă nu trece și la fapte. Vă trebuie o strategie pe semne. Ce să fac să câștig mai mult? De unde să scot mai mult? Eu pot mai mult? Există mai mult? Și mulți vă veți gândi foarte serios la ideea de independență financiară, dar pornind pe cont propriu, asumându-vă riscul ăsta. Un job, eu dau cu cap, independent. Gândiți-vă la un profil dacă simțiți că sunteți pregătit pentru un propriu vostru job, să fiți antreprenori, să fiți liberi întreprinzători, să fiți PFA, să fiți SRL, dar nu înseamnă că peste noapte veți hotărâ acest lucru. Probabil până prin primăvara anului viitor, mulți pești veți lua o astfel de decizie. Și vă doresc succes!